locuiesc în casa în care stau de mai bine de 10 ani și încă dau cu capul în chestii, sau faptul că nu prea găsesc pantaloni, mamă, deci cu pantaloni am o mare problemă. De pildă, în lift, Ah, ai o problemă? mereu sunt așa. Și trebuie să mai îngrijesc și la dacă are lumină din aia pe mijloc, gen, știi? N-ai idee câte becuri de genul ăla am spart. Mamă, sau semne din alea de exit, de pe holurile de la hotel, la fel. Dar am dat cu capul în atâtea și ne-am rupt din tavan și zic, mai am în baie cabina de duș. N-am acoperișul ăia, pentru că mi iese capul în afara cabinei. Gen, ea inițial, pe când am cumpărat-o, venea cu acoperiș cabina de duș. Dar când am montat, am zis, bă, nu puneți capacul ăla, că nu o să-mi cap capac. Gen, lăsați-o descoperită deasupra să pot să scot capul. Atunci când am vrut să-mi iau permisul, m-am dus la câteva școli de condus de la mine din zona și m-au refuzat din cauza că nu aveau mașini pe mărimea mea, pe care să pot să fac școala. Am un prieten care e cu câțiva ani mai mare ca mine și ne-am nimerit să ne cunoaștem din școala generală. Adică pe când eram eu în clasele primare, el era clasa 7-a, ceva de genul ăsta. Și îmi povestea la un moment dat, gen, adică noi ne-am cunoscut mult mai târziu după școală și astea. Și îmi povestea la un moment dat o fază din școala generală, că și-a adus aminte că el mă știa pe mine din școală, de văzut așa pe culoarul școlii. Și credea că eram clasa 6 sau a 7-a, eu fiind clasa 2-a de fapt, dar din cauza înălțimii pe care o aveam, el îi se părea foarte ciudat că mereu mergeam în clasa de copii. El credea că am ceva la cap sau... Când eram în școală, era cea mai neplăcută chestie posibilă. Aveam parte de o grămadă de bullying, era foarte nașpa și... Adică imaginați că era un grup de ăsta de copii care, din păcate, în multe dintre zilele săptămânii mă așteptau undeva după colțul școlii și... Mă luau, mă trânteau, mă băteau, mă aruncau cu pietre, tot ce se putea. Și doar din cauza că eram ăla înalt și slab. Aveam multe momente în care, îți dai seama, pe drum spre casă, mergeam în lacrimi și tot, când nu era cea mai plăcută situație la momentul respectiv și era nașpa că nici nu aveam ce să fac. Adică singura chestie pe care am făcut-o eventual a fost faptul că am schimbat școlile după ce am terminat clasa 5-a, pentru că deja bullying-ul chiar ajunsese la niște norme foarte grave acolo. Și mă transferasem în altă școală unde acolo chiar se schimbase povestea radical. O chestie pe care nu știu unii, pe care unii oameni nu știu este faptul că eu în liceu, la un moment dat, prin clasa 9 sau a 10, nu, una dintre ele, 9 sau a 10, aveam o bancă făcută special pentru mine. Aveam momente în care stăteam la semafor și venea la mine unul, deci asta e fix exact povestea reală cum am pățit-o. Stăteam la semafor, eram plecat cu gândul departe, nici nu mai știu la ce mai mă gândeam, îți dai seama, stăteam și era... Și odată vine la mine cineva și face, cum te cheamă? Și zic, Antonio. Și face, ce înălțime? Și știu că aveam vreo 14 ani, ceva de genul ăsta, 13-14 ani și aveam cam 1,90, undeva pe acolo, 1,90. Și după ce le ziceam asta, începeau cu, mamă, vino la mine la club, la basket, că să vezi ce o să fac din tine, că ce o să fie, că o să realizăm atâtea, că o să ajungem nu știu ce echipe, că bla bla bla, că bla bla bla. Și pățeam asta să, mamă, n-ai idee cât de des se întâmpla. Deja ajunsesem într-un punct în care mă dispera chestia asta. Și până la urmă am zis, hai să merg la un club de basket, să vedem dacă aș putea să manageriez toată treaba, deși de fapt adevărul era că nu aveam nicio șansă pe un domeniu sportiv, din simplul fapt că eu aveam foarte multe probleme cu inima, medicale, chestii și nu puteam să duc genul ăla de efort fizic. A fost foarte complicată, dar nu pot să zic că am conștientizat exact cât de grav o să fie. De-abia după ce s-a întâmplat, m-a lovit totul și a fost mult, multe lucruri care nu mai așteptam să fie chiar atât de grave, adică nici măcar nu mai simțeam mușchi din gât când eram întins în pat, dacă vreau să-mi ridic puțin capul, trebuia să duc așa mâna ca să ridic capul și durerea și tot. Te-ai născut a doua oară atunci. E fix născut a doua oară. Păi de asta mi-am și tatuat asta pe degete, e data când m-am trezit după operație și pe care o consider fix ca o a doua zi de naștere. E certificatul tău de naștere, al Exact. doilea certificat de naștere. Exact.
salutare fiecăruia dintre voi. Astăzi vom fi cu capul în nori, la propriu, fiindcă invitatul ediției de față este cel mai înalt om din România. Este un român altceva. Bine ai venit, Antonio Satirul, deși în buletin este Satârul. Sau exact. Invers. Bine, dar fără L, e Satârul. Satârul, atât. Bine ai venit, Antonio. Mulțumesc frumos. Dar gen, acum se filmează sau doar repede? Acum se filmează, a început. Ah, ok. Suntem în filmare. Ah, bun, stai, zici să mă pregătesc și eu puțin așa. Dar ești deci, pregătit. Da. Eu am crezut că repetaia din argen și mă și uitam și zic, ok. Uite, într-un interviu, apropo de interviuri, că suntem în interviu, a început, apropo de interviuri, afirmai într-un interviu, încă dețin titlul de cel mai înalt din România, având glorioasa și câteodată dureroasa înălțime de 2 metri și 20 de centimetri. Și m-am întrebat unde se încheie glorioasa și unde începe dureroasa partea înălțime. Partea neplăcută. Deci nu știu cu ce aș putea să enumăr. Aș putea să încep prin a menționa faptul că locuiesc în casa în care stau de mai bine de 10 ani și încă dau cu capul în chestii, sau faptul că nu prea găsesc pantaloni, mamă, deci cu pantaloni am o mare problemă. Ce înălțime are casa ta? Cred că are cam 3 metri și ceva. Ceva de genul ăsta. Și by the way, deci în cap în casa mea, guys, nu de altă, dar pe TikTok și pe alte platforme de social media primesc foarte multe mesaje de la oameni care mereu mă întreabă dacă e un cap în casa în care locuiesc. Dacă ai acoperiș, exact. Dacă nu este o casă de capotată. Deci am luat la ultimul etaj direct ce știi și dădeam toată partea de sus. De fapt, ai o convenție cu vecinii și locuiești din când în când și la vecinul de deasupra. Fix. Dar nu, în cap în casa în care locuiesc, e totul ok. Nu, adică mai dau capul în chestia asta de aici ar fi, mă partea, ar fi partea dureroasă. Da, băi, mai am tocuri din astea la ușă și mai uit de ele și stai să te mai trezești dimineața. De câte ori ai ajuns la spital, bă, lovit? Cu capul? Ai cu cuie? Oh, la greu. Am pățit asta la un dat. Cea mai gravă lovitură pe care am avut-o cu capul a fost într-un concert la un dat pe când colaboram cu Loredana Groza. Eram undeva, cred că la Cluj sau Timișoara, nu mai știu, ceva de genul ăsta, erau zilele orașului și era scenă mare, în aer liber, totul frumos. Și am dat drumul la concert și în timpul concertului eu intram de foarte multe ori pe lângă Loredana, făceam anumite numere de magie, făceam ea cânta, era foarte mișto tot concertul. Eu n-am observat însă că în timpul concertului, la un moment dat, băieții de la tehnică au lăsat o schelă metalică puțin mai jos, undeva în spatele scenei, gen fix pe unde erau scările de coborai de pe scenă. Și când am terminat ultimul număr de magie, am ieșit puțin mai entuziasmat, că să se mușă foarte spectaculos, și când am dat să ies, am dat cu capul în schela aia metalică într-un hal, de a trebuit să mă duc la urgențe, să mă coasă, a fost o întreagă nebunie în seara aia, gen mi-au pus și colac din ala în jurul gâtului. Și, da, ce să-i faci? E partea dureroasă și probabil partea dureroasă are multe componente. Da. De pildă, în lift, ai o problemă? Mereu sunt așa. Și trebuie să mai îngrijești și la dacă are lumină din aia pe mijloc, gen, știi? N-ai idee câte becuri de genul ăla în spate. Mamă, sau semne din alea de exit, de pe holurile de la hotel, la fel. Dar am dat cu capul în atâtea și ne-am rupt din tavan și iar o să mă pună la cheltuială. Apropo de cazare, de hotel, ai probleme cu paturile? Când vine vorba de hoteluri, nu prea, deoarece de cele mai multe ori când am un eveniment sau un show în afara orașului, organizatorii de evenimente gen, știu că sunt foarte înalt și de obicei îmi rezervă o cameră care are un pat din ăla double king size, mega, ultra, giga de poți să-ți aduci toate neamurile și familia să încapă în el și tot mai e loc. Și doar pe diagonală. Gen. Și nu chiar, pentru că aici e partea dubioasă. Eu m-am obișnuit mai dintotdeauna să dorm cu picioarele puțin în afara patului. Asta din cauza că eu acasă nu aveam dintotdeauna un pat în care să încap. Și când ajung în hotelurile rezervate, mi-e atât de greu să dorm în patul ăla mare, deși apreciez gestul lor maxim, gen, știi că s-au gândit la mine ca să încap și mă trag o perna mai jos ca să pot să scop picioarele în afară. Da, de învelit, te poți înveli? Da. Îmi iau două pături și le cos între ele. Mărturiseai faptul că există o problemă acută
în privința pantalonilor. Acolo trebuie să îți afirm faptul că până și eu, care am cu 40 de centimetri mai puțin, până și eu am probleme. Într-adevăr, dar sunt pantaloni, de unde îi alegi? Numai pe comandă? Cam da. Și de cele mai multe ori comanda este la maica mea. Adică, spre exemplu, chiar și pantalonii ăștia pe care îi port acum sunt făcuți de maica mea ultima dată când am fost în vizită pe la ea. Are ea fixul ăsta că cine știe că am un problem cu pantalonii și ea când a în tinerețe lucrează foarte mult pe partea de curăitorie și chestii de genul ăsta. Și acum când mai merg câteodată pe la ea în vizită, mai zice, bă, am să fac o pereche de pantaloni acolo, gen să mai una în plus și zic, ai bine. De asta e o problemă cu încălțămintea? Ce număr porți? 50 jumate, 51, undeva pe acolo. Mi-a mai crescut puțin talpa. Aveam 50 și o bună parte de ani. Și există în magazine? Da. Există la îndemână? Adică n-am căutat... E puțin cu... M-am oprit la 43. E bine. Chiar... Mamă, 43. Mi-aduc aminte când aveam vreo 13 ani, cred că aveam. 12 ani undeva pe acolo când purtam 43. Ce vremuri. Da, e... Cu numerele astea mari, 50, 51 și astea, se găsesc oarecum pe aici, pe acolo, adică eu, spre exemplu, pot să mă duc într-un magazin și pot să găsesc niște Adidas 51, spre exemplu. Dar nu pot să zic că o să-mi placă neapărat. Dar dacă intru și dau comandă online, găsesc foarte ușor la mărimea mea și chiar găsesc și modele care îmi plac, ceea ce este ok. Acum există o întrebare, știi, pe care o adresăm copiilor. Ce îți dorești să fii când vei fi mare? Nu-s destul de mare deja. Tu când ai realizat că ești mare? Că ești mai mare decât ceilalți? În ce clasă? Asta cam dintotdeauna, să fiu sincer. Adică imaginează-ți că eu mereu eram mult mai înalt decât media normală. Chiar am tovarăș, am un prieten care e cu câțiva ani mai mare ca mine și ne-am nimerit să ne cunoaștem din școala generală. Adică pe când eram eu în clasă de primare, el era clasa a 7-a, ceva de genul ăsta. Și îmi povestea la un moment dat, gen, adică noi ne-am cunoscut mult mai târziu după școală și astea. Și îmi povestea la un moment dat o fază din școala generală, că și-a adus seama aminte că el mă știa pe mine din școală. De văzut așa pe culoarul școlii. Și credea că eram clasa 6 sau a 7-a, eu fiind clasa 2-a, de fapt. Dar din cauza înălțimii pe care o aveam, îi se părea foarte ciudat că mergeam în clasa de copii. El credea că am ceva la cap sau... Și asta e chestia, că din totdeauna, practic, am fost mai înalt decât media normală și, din păcate, mereu se uitau oamenii ciudat la mine. Ți-au spus părinții cât aveai... Ce lungime aveai la naștere? Da. Mi-a zis maică-mea la un moment dat, dar nu mai țin minte. Oricum, era o înălțime normală, din ce am înțeles. Nu era ceva ieșind din comun când m-am născut. Dar când ai început să te dezvolți? Cam pe la 10 ani, pe la 9-10 ani. Am început să cresc puțin mai mult și pe la 12-13 ani am început să cresc foarte mult. Adică în perioada respectivă creșteam un centimetru pe lună. Și pe la 16 ani m-am oprit tehnic, adică de atunci am mai crescut doar 5 cm și puțin. Ceea ce 5 cm întinși pe mai bine de 10 ani e o mare diferență decât în 5 luni, știi ce zic? Și cam acolo m-am oprit. Acum suntem la 2,21, undeva între 2,20 și 2,21, ca să fiu exact precis pentru toată lumea. Dar faptul că erai deosebit de ceilalți, nu era, cum spun tinerii din ziua de astăzi, extrem, extrem de cool? Când eram eu tânăr, mă rog, tânăr, că sunt și acum tânăr, când eram eu în școală, așa, ca să nu de-abia am făcut 30 de ani și încep să intru chestiile astea. Când eram în școală, era cea mai neplăcută chestie posibilă. Aveam parte de o grămadă de bullying, era foarte nașpa și... Adică imaginați că era un grup de ăsta de copii care, din păcate, în multe dintre zilele săptămânii mă așteptau undeva după colțul școlii și mă luau, mă trânteau, mă băteau, mă aruncau cu pietre, tot ce se putea. Și doar din cauza că eram ăla înalt și slab. Ai purtat și povara poreclelor care te nedreptățeau? O grămadă. Aveam profesori care îmi puneau porecle. Dacă îți vine să crezi. Chiar și dirigita mea, la un moment dat, am zis să se girafă.
Și, na, încerc să le las în urmă, să nu mă mai gândesc la partea aia. A trecut de mult. Au fost neplăcute, îți dai seama, gen, perioadele respective, dar... asta neplăcute cu atât mai mult cu cât erai un copil. Dacă ai fi avut, probabil, înțelegerea de astăzi față de lume, ai fi lăsat totul deoparte, ai fi avut capacitatea să dai totul deoparte. Dar copiii sunt afectați, primesc aceste lovituri și sunt dureroase. Și câteodată pot fi răi ai naivii. Plângeai adesea? Din pricina lor? Aveam multe momente în care dai seama pe drum spre casă. Mergeam în lacrimi și tot, când nu era cea mai plăcută situație la momentul respectiv și era nașpa că nici nu aveam ce să fac. Adică singura chestie pe care am făcut-o eventual a fost faptul că am schimbat școlile după ce am terminat clasa 5-a, pentru că deja bullying-ul chiar ajunsese la niște norme foarte grave acolo. Și mă transferasem în altă școală, unde acolo chiar se schimbase povestea radical și de acolo a început să-și toată treaba cu magia și... era o diferență atât de mare pentru mine, gen de la a fi tipul pe care practic îl bălăcărea jumătate de școală și își lua bătaie în fiecare zi, la tipul care toată lumea se uita la el și wow, ce tare, mamă, ce mișto e băiatul ăsta, ce face și nu știu ce. Și aveam profesori care la sfârșit de oră terminau ora cu 10 minute mai devreme numai ca să mă cheme în fața clasei să fac niște numere de magie. Gen, deci ceva, adică o diferență de la cer la pământ. Deci... povesteai tu. Toată nebunia referitor la faptul că înălțimea ta este magică, pentru că viața ta e o magie, fiind magician, povesteai că toată nebunia a început pe când aveam 14 ani, undeva spre finalul clasei a 7. În loc să învăț pentru teza cu subiect unic, eu învățam cum să fac obiectele să leviteze în aer. Mai bine învățam să copiez folosind magia, un aspect pe care l-am regretat mult timp. Deci... chestia asta cu copii, tu știi cât de mult m-a fiert, pentru că am avut așa ca o revelație într-o zi, după ce terminasem liceul, stăteam și mă gândeam, bă, dar toate numerele astea de magie pe care le fac eu, de ce n-am copiat niciodată la teste? Mi-ar fi fost atât de ușor să fac chestia asta? Și după, parcă mă simțeam așa ca ultimul tantologi și zic, băi, Tori, să fiu ala mea, atâția ani în școală și de-abia acum te-ai gândit la chestia asta? Aveai abilitățile să le folosești. Și ce hal, să deci le folosești în scopul respectiv. Puteam să am note de 10 la fiecare test. Dar nu știu, nu mi-a trecut prin cap. Conduita mea, mora. Ca să o dăm așa. Ce materie te chinuia? Spre final, așa, matematica. Și deoarece eram la liceu cu profil de arhitectură, erau câteva ore de desen tehnic și chestii de genul acesta unde trebuia să desenăm, să construim machete și lucruri de genul acesta și deveniseră foarte, foarte anoste, să fiu sincer. Adică ajutasem într-un punct în care aveam un coleg pe care îl mai plăteam din când în când și mai construia câte o machetă, gen. Dar să nu faceți ca mine. Tot o magie. Exact, tot o magie, gen. Mă duceam acasă, nu făceam nimic și următoarea zi mă prezentam cu macheta. Care era numărul tău preferat de magie? Adică aveai un număr pe care îl exersai cu precădere și care chiar îți aducea notorietate, celebritate acolo în școală? Erau foarte multe. Bine, oricum, cea mai mare notorietate pe care mi-o aducea în școală era faptul că începusem să apar pe la televizor, pe la diverse emisiuni și chestia asta se răspândise foarte repede în liceu. Adică aveam momente în care mă coboram scările și mă salutau tot felul de băieți sau alți colegi de pe la alte clase care habar n-aveam cine erau, gen. Și chiar mai coboram cu un prieten și când mă saluta cineva și zice, cine e ăla? Și zice, habar n-am. Păi de ce te-a salutat? Și practic asta e, că numerele de magie mereu le schimbam. Îți dai seama, având aceeași audiență mereu, nu puteam să vin mereu cu aceleași numere de magie. Că, da, zic, a, ok, l-am văzut pe ăsta, știi? Și nu avea același efect asupra lor. Și, trebuie, și cumva era bine chestia asta, pentru că mereu mă țineam priză, să fiu mereu proactiv, să vin cu ceva nou. Dar de unde ți decupai numerele de magie? De unde te inspirai? Pe când eram internet? În liceu, exact. La început, pe când eram în generală, ca orice om, primele chestii le-am învățat. Primul număr de magie, de fapt, așa. L-am învățat de la un vecin, de la bloc. Primul număr de magie.
Ți-l mai amintești? Da, era o chestie super stupidă și banală de luai un pachet de cărți de joc și gen, îți arătam cărțile ție, te puneam să atingi o carte și eu cu degetul mare în spate îmi doiam un colț de carte ca să văd ce carte a ales. Gen, și o tâmpenie. Dar ca efect pentru mine, când l-am văzut prima dată și mi l-a făcut, mie mi-a rupt capul, îți dai seama că am atins o carte și bă, la mai știu ce carte am atins. Cum a făcut asta? Toate cărțile erau diferite, știi? Și după al doilea număr de magie, l-am învățat de pe YouTube. Bine, tot așa, o chestie banală, că îți dai seama, nu găsești ceva chestii super extraordinare dezvoluite pe YouTube. Că atunci când investești o grămadă de bani în recuzite și nebunii, nu prea îți vine după să le dezvolui gratis pe YouTube. Și primele câteva numere de magie, am stat, le-am învățat pe YouTube, le-am exersat acolo, cumpărasem și eu din alocație primele mele pachete de cărți de joc și tot repetam acolo ca nebun în cameră. Și după am început să elaborez, să evolueze foarte mult lucrurile pe când am început să iau legătură cu magieni din străinătate, să cumpăr tot felul de cărți scrise de ei, anumite videouri, casete, VHS din alea vechi. Îți cumpă recuzita? Da. Adică sunt anumite props-uri pe care le folosim noi magicienii care pot ajunge la undeva de în jur de jumătate de milion de euro. Ceva de genul. Există între voi magicienii o tendință de a demonta un număr de succes al unui alt magician? Nu. De obicei, în sensul în care în momentul X apare așa un alt magician și are un succes fabulos cu acel număr, ceilalți magicieni pentru a-l coborâ de pe soclu îi demontează numărul? Nu. Sunt unii care fac chestii de genul ăsta, foarte puțini, și n-au deloc respectul nimănui în comunitate, by the way. Deci cei care fac chestii de genul ăsta, sunt anumiți magicieni români care au făcut treburi de genul ăsta, n-au niciun fel de respect în comunitate. Deci nimeni nici măcar nu le dă salut. De majoritatea dintre noi însă, când vedem ceva de genul ăsta, nu putem decât să ne bucurăm unul la mână că numărul este foarte apreciat și că mai aduce aminte oamenilor că gen, bă, există și chestia asta, magia. Și doi la mână să susținem mai departe treaba asta. Adică asta e cel mai important pentru noi. Adică de fiecare dată când cineva iese și explodează cu un anumit număr de magie la publicul general, devine viral pe chestia asta, nu putem decât să zicem, bă, bun, bravo, keep up. Cât exersai? Câteva ore pe zi, în fiecare zi. La început, cel puțin, exersam toată ziua. Deci mă trezeam și eram cu pachetul de cărți mereu în mână. Chiar și astăzi, cu toată mai fac chestia asta, adică imaginez că am pachete de cărți în toată casa. Am pachete de cărți în sufragerie, am pachete de cărți pe hol, am pachete de cărți în dormitor, am pachete de cărți în baie, pentru când stau așezat, mai deschid la piorul și mai scot un pachet de cărți și mai și deci le-am peste tot prin casă. Cred că am și în bucătărie câteva, gen, cred că am unul și în frigider, dacă nu mă înșel, că am multe chestii dubioase în frigider, am și... Ce mai păstrezi acolo? Film pentru Polaroid. Am chestia asta cu, de curând, un hobby nou cu camere instant și filmul pentru Polaroid, gen, știi, de ies alea așa pătrate mișto, trebuie să-l țin la frigider. Ca să fie depozitat ca lumea. Deci asta, repetam foarte mult înainte. Acum nu mai repet așa de mult că îți dai seama după atâția ani de experiență și tot mi s-a format tehnica, dar mai repet anumite chestii câteodată care sunt mai complicate așa, anumite mișcări. Am discutat la această masă cu un pianist celebru al României, cu Ștefan Doniga, și îmi spunea că dacă nu exersează și cumva te-aș compara cu el, că dacă nu exersează în permanență, își pierde după 2-3 zile dexteritatea. Și ar trebui, se spune, aveți eu poate un mit, el a spus că sub o formă sau alta există o parte de adevăr, că dacă nu exersezi 3 zile la pian, trebuie să o iei de la zero. Uf. Dar probabil că așa e și aici. Și în permanență trebuie să-ți ceva ai similar, abilitățile la intensitate maximă. E fix ceva de genul ăsta. Aveai numerele tale originale? Da. Și în ziua de astăzi crezi numere originale și chiar am magicieni prin lume care folosesc numere de ale mele create de mine, lucruri de care sunt foarte mândru. Cu greu le-am făcut și le-am creat și au ajuns la aprecierea. Cum se concepe un număr de magie? Destul de simplu, sincer să fiu. Te gândești...
Deci metodologia este foarte simplă, cam așa le lucrez pe toate. Mă gândesc în primul rând la ceva ce ar fi mișto să se întâmple. Uite, îți dau chiar un exemplu de la un număr de magie pe care chiar l-am creat. Vreau să fac ceva la un moment dat cu o carte semnată într-un loc, să fie unde să ajungă cartea aia într-un loc în care ar fi imposibil să ajungă. Și mă gândeam la tot felul de să ajungă, nu știu, în buzunarul, nu știu cum, nu, deja s-a făcut. În buzunarul spectatorului, s-a făcut și aia. În Adidasul spectatorului, s-a făcut și aia. Și tot stăteam și mă gândeam, unde pot eu să fac să apară o carte pe care tocmai ce-a semnat-o spectatorul. Și după mi-a venit o idee, cum ar fi dacă aș lua cărțile și le-aș arunca puțin în aer și le-aș da un șut cu piciorul și după care spectatorul să fie gen, ok, ce-a fost asta? Și eu să fac semn cu degetele în jos și după când se uită jos să vadă că cartea pe care el a semnat-o este legată între șireturile de la Adidasul meu. Și a zis, perfect, îmi place, sună mișto, dar cum o fac? Și după aceea am început să testez tot felul de metode prin care să fac cu tot felul de chestii, cu șireturi anume, cu Adidas, tot testam acolo cum pot să fac să intre cartea acolo în buclă făcută peste carte și tot ce trebuie. Și după câteva luni de teste și multe prototipuri, mi-a ieșit. Și a ieșit fix exact cum trebuie. Îți dau să alegi o carte de joc, o semnezi și după care dau un șut la cărți și frumos în buclă acolo la Adidas este fix cartea pe care tu ai semnat-o cu câteva secunde în urmă. Și e numărul care îți poartă ție amprenta. Exact. E fix creat Antonia Satru acolo. Iată că în liceu apare această pasiunea ta. În liceu, mai devreme, în școală, în clasa 7, spuneai, în liceu se dezvoltă, în liceu mergi către a obține și bani din această pasiune. Și da. Povesteai că la un moment dat primii bani pe care i-ai încasat au venit în urma unui program pe care îl susțineai într-un restaurant. Da, 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 fix. Păi aia e că a fost foarte ciudat pentru mine tranziția de la civil la magician, să zic așa, a fost foarte dubioasă pentru că nu mi-am dat seama când s-a întâmplat. Deci pentru mine a fost ceva de genul, astăzi făceam numere de magie cu colegii în clasă, cu profesori, cu astea, cu nu știu ce. Și după care m-am trezit că eram la un restaurant și mergeam de la masă la masă și făceam magie oamenilor și eram plătit pentru asta. Mă rog, nu era mare sumă de bani, îți dai seama, dar eram plătit să fac chestia asta. În fiecare zi a săptămânii, în fiecare zi de miercuri, trebuia să fac chestia asta. Și după, la un moment dat, în timp ce făceam niște numere de magie și mă plecam de la masă de la oameni, cumva parcă m-a lăvit așa realizarea asta, că gen, bă, ia stai, că gen, dacă stai aici și fac asta și-s plătit și e o chestie... A, cred că-s magician acum, se pare. Nu știu cum s-a întâmplat, dar se pare că acum-s magician. Like, ca și muncă, se pare. Ha, cine se aștepta? În restaurant acolo, când făceai magii de la masă la masă, făceai și următoarea magie? Luai numerele de telefon ale fetelor? Da, nu. Și aici chiar am o anecdotă interesantă legată de un coleg al cărui nume nu o să-l menționez, care face chestii de genul ăsta în anumite restaurante, de face un anumit număr de magie în care rămâne cu numărul fetelor în telefonul lui. Și la un moment dat a abordat în felul ăsta iubita unei cunoștințe care, na, mă rog, ca să nu dau foarte multă descriere, așa, gen, omul e mai bătăios așa din fire, gen, știi? Și mă trezesc într-o zi că mă sună, nu magicianul, băiatul iubite, ăsta, iubitul fetei. Mă sună. Și zice, bă, Tony, tu știi pe magicianul ăsta, Cutărescu? Și zic, da, mă știu cu el, ce s-a întâmplat. Și face că, uite, că am fost cu iubita mea la nu știu ce restaurant și a venit ăsta la noi la masă, ne-a făcut nu știu ce număr de magie și, mă rog, a făcut o chestie în care cumva i-a rămas numărul iubitei mele ăsta în telefon. Și acum ăsta o tot freacă la cap pe gagică mea, că să ieșim, că să nu știu ce, că bla, 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 și ea-i tot zice că, bă, lasă-mă, că am iubit, că, și ăsta tot insistă. Și zic, ok, păi și de ce m-ai sunat pe mine? A, păi vreau să te întreb, te-ar deranja dacă mă duc peste ăsta să-l bat la restaurant? Na, fiind prieten așa, vreau să-mi ceară permisiunea cum ar veni să nu mă deranjeze, ce, știi? Dacă eram în caz că eram prieten cu omul ăsta sau ceva. Și a zis, bă, nu,
fă ce vrei. Adică nu-i treaba mea. Dacă omul te deranjează și se poartă cum se poartă, nu pot să mă bag. Să... Iată că această activitate de magician are și părțile periculoase. Și încă câte? Și tu încă când câte? Te-ai întâlnit cu ele? De foarte multe ori. Am avut foarte multe momente în care mă gândeam că urmează să fac un număr de magie sau eram în timpul numărului de magie și mă gândeam că gen, a, ok, o să plec ori bătut, ori feriat acasă. Dar am avut, nu știu dacă pot să zic, era carisma mea sau altceva în joc. Am scăpat cu bine de cele mai multe ori. Adică au fost foarte puține momente în care pot să zic că m-am accidentat sau am fost accidentat de către cineva din cauza unui număr de magie, pentru că de obicei oamenii înțelegeau, a, ok, de Caterin, că râdem, ne distrăm și ne simțim bine. Și aia era cel mai important. Dar ai fost pe cale vreodată să incendiezi bucătăria și să-ți reproșeze mama sau să spargi geamuri? Nu, dar dintr-un motiv de genul ăsta nu mai învăț pe nimeni numere de magie de ale mele. Pentru că la un moment dat... Nu încercați acasă. Exact. Deci nu încercați acasă ce urmează să vă povestesc, vă rog mult de tot. Bine, probabil o să deducă și asta din urma poveștii. La un moment dat mă sună un prieten. Îmi zice, bă, Toni, fii atent. Vreau să îi propun iubitei mele să ne căsătorim. Dar vreau să o fac spectaculos, să fie ceva cu număr de magie, să apară inelul cumva de undeva. Și zic, man, nicio problemă. Am ideea perfectă pentru tine. Acum, ideea este că noi magicienii avem un props, avem o hârtie de asta, care dacă îi dai foc arde foarte mișto, așa, colorat, mare, arată spectaculos, gen, știi? Și am zis, fii atent. Ții inelul și tu așa ascuns în palma și bucata de hârtie peste și dai foc și după care doar lași hârtia să ardă frumos, așa, să arate spectaculos și doar împingi puțin așa inelul în sus și o să pară ca și cum a apărut prin magie din focul ăla, știi? Și mamă, Toni, cât de mișto e ideea, da, îmi place maxim, fix exact asta o să fac. Și am zis, bă, da, fii atent că pe hârtia aia e puțin periculoasă, exersează și tu înainte, te rog, puțin, știi, de câteva ori încearcă acasă. Da, 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 nu că exersez, că nu știu ce, vine la mine, îi dau hârtia. Crezi că ai exersat? Nici măcar o dată nu a încercat-o, omul s-a dus direct în acțiune la restaurant. Și ce a făcut? A dat foc la hârtie. Când a început să facă flacăra aia imensă de care ziceam, omul s-a panicat, a scăpat hârtia din mână pe fața de masă, a luat foc fața de masă la restaurant. O cerere în căsătorie memorabilă. S-au ridicat alți oameni de la altă masă, au dat cu sticla de apă ca să stingă focul de pe masa lor. Băi, deci... Îmi povestea omul ăsta câteva zile mai târziu toată întâmplarea asta, eu nu mai puteam, muream de râs la telefon și ziceam, băi, mare, cum să faci așa ceva? Băi, dar ți-a zis să repeți. Dacă a vrut să o impresioneze, a impresionat-o, a reușit. Un lucru e cert, cu siguranță aia o să fie o cerere în căsătorie memorabilă. Nu cred că o să uite nu nimeni. Nu va fi a doua. Nici oamenii din restaurantul ăla nu cred că o să uite, nici stafful nu cred că o să uite vreodată cererea aia în căsătorie. Tu ai cerut vreodată pe cineva? Ai cerut de cum eram în școala generală, așa. Ai cerut prietenia uneia dintre colegele tale printr-un număr de magie? Nu. Deci printr-un număr de magie n-am făcut-o niciodată. Cred că din cauza că mi se părea puțin prea mult. Gen pentru circumstanța aia generică. Doar ca să încerc să fim într-o relație, să fac o chestie atât de flamboioasă de, nu știu, să scot din un trandafir din foc, să nu știu ce, sau treburi de genul ăsta. Nu, eram destul de direct așa, gen pe chestia asta. Îmi închipui că aveai și succes, pentru că îmi imaginez acum două profile așa, de elevi ar avea succes în clasele a 5-a, 8-a și chiar și la liceu. Cei care știu să cânte la chitară. N-ai idee cât de adevărată e asta. Și iată magicienii. Aș fi vrut să fiu pe același nivel cu chitariștii, să știi. Să faci o magie și să știi să cânti la chitară. Păi la un dat chiar inițial, de fapt, mi-am luat la un dat o chitară, să știi. Din cauza că era fix chestia asta, că am auzit cu magia și mă uitam și la ăștia cu chitară și zic, până la urmă nici măcar nu era important să știi să cânți la chitară, era important să ajungi la liceu cu o chitară în spate, să o lași lângă și să promiți că vei cânta într-o seară în parc. Taulou, deci câți colegi de genul nu aveam, deci mamă, mi-ai descris jumătate de clasă în momentul ăsta.
Deci, tocmai m-a lovit atâtea flashback-uri de amintiri. Mi-am cam aminte exact cum venea. Băi, a descris perfect toată treaba asta. Mi-aduc aminte exact cum veneau și eu așezam acolo, într-o parte, lângă bancă. Mamă, ce chitară! Nici măcar nu era chitara lor. Era închiriată pentru o zi. Exact, să fac acolo impresie, știi, împrumutată de la vecină. Când a apărut în școală, în liceu, prima iubire magică? Trebuie să mă gândesc cum formulez întrebarea asta, pentru că să nu ajung acasă după să fiu urechiat. Așa se uită la podcastul ăsta. A apărut, dar nu ți-o mai amintești. Exact. Iar ea n-a însemnat nimic pentru tine. Exact. A fost ceva relații. Problema este că, nu știu, eu niciodată nu prea mă implicam foarte tare în relații și erau de foarte scurtă durată, adică până acum ceva timp, cea mai lungă relație a mea a fost să cam de jumătate de an. Atât, de jumătate de an, 6 luni. Nu eram prea focusat pe ce făceam. Exista o problemă, diferența de înălțime constituia o problemă? Niciodată. Am avut chiar, l-am dat o iubită care avea 1,60 și ceva. Da, pe acolo, eu 2,20 m și era o discrepanță semnificativă, adică mergeam pe stradă și credeam probabil că era sora mea mai mică sau fiica mea, cel mai rău caz. Înălțimea n-a fost niciodată o problemă. Făceai un efort să o îmbrățișezi. Da, era, pentru câteva secunde acolo trosneam puțin spatele. Dar n-a fost niciodată și nici nu pot să zic că m-am ghidat vreodată când vine vorba de relații pe chestia asta, că m-am trebuit să-mi găsesc o iubită înaltă sau ceva de genul ăsta. Dacă mă înțelegeam și era totul ok, pentru mine era perfect. Acolo, iată, se naște și momentul în care tu îți găsești drumul. Se naște acest drum, se naște această pasiune a ta pentru care și astăzi muncești și astăzi exersezi și astăzi ai tot soiul de numere de magie. Ai fost la un moment dat la Ai Umor. Mm. Regreți că ai fost acolo? Da. Sincer, da, dar nu cred că din perspectiva pe care o cred oamenii. Regret în perioada respectivă că m-am dus la Umor, unul la mână pentru că eram mult mai mic atunci, aveam 21, 22, ceva de genul acesta. Și din cauza că aveam vârsta pe care o aveam și, cum s-ar zice, eram mic și fraier. Și copleșit de emoții. Exact. S-a întâmplat o chestie de genul în care m-am dus și am cam făcut ce mi-au zis producătorii. Care, ăsta e un sfat pe care să-l dau tuturor, nu faceți niciodată chestia asta. Nu întotdeauna producătorii unei emisiuni vor avea binele vostru sau succesul vostru at heart, cum s-ar zice. Și din cauza că am făcut chestia asta, am picat în această deziluzie că, ok, o să fie bine, pentru că așa mi-au zis producătorii, gen, știi? Și după care a ieșit caca-maca și... Te-ai gândit atunci să renunți? Te-ai gândit vreun moment? Decepționat fiind? De renunțat, nu, niciodată, nu... Pot să zic că s-a întâmplat ceva atât de scandalos pentru că să zic că vreau să renunț, gata, vreau să-i pun stop. Dar a fost un impact negativ foarte semnificativ în urma acelei apariții. Adică cel puțin în materie de anumite show-uri scăzuse numărul radical. Gen. Și a trebuit să suport treaba asta o perioadă de timp până când au uitat oamenii, să zic așa, de treaba aia de la Umor. Deci, culmea, ce mi se părea ciudat era că câteodată când mergeam, like, unii mă recunoșteau, ei, tu ai fost la Umor, nu știu, ce tare, nu știu, zic, like, poate tu sigur ai văzut numărul, sigur nu mă confuz cu altcineva, like, că-i tare, te-am văzut tare. Da. Găsesc extrem de interesant faptul că după acel număr de la Ai Umor, toți jurații au fost contraziși de tine prin ceea ce a urmat. Pentru că ai avut puterea să te ridici de acolo și să le arăți că nu a fost
nu a fost ca ei. Asta așa e, bine, oricum îți dai seama că nu pot să zic că m-am ghidat vreodată după deciziile lor ca și jurați și astea, în ciuda faptului că, uite, spre exemplu, în ziua de astăzi, tocmai ce am avut o colaborare recentă cu Mihai Bendeac, fost jurat. La umor. Care nu era prietenos la acel moment. Exact. În ciuda faptului, na, am trecut peste chestiile respective, n-a fost nicio problemă, am lucrat împreună acum la noul film pe care îl regizează, totul a fost foarte ok, n-am înțeles foarte bine. Și asta zic, că nu pot să zic că decizia lor de atunci sau vorbele lor de atunci m-au impactat pe mine personal să zic, mamă, ce o să mă fac cu cariera mea sau nu știu ce, sau să mai fac asta sau să nu mai fac sau nu știu ce. Nu, mi-am continuat drumul în continuare pentru că aia e chestia, știam că aia a fost doar o zi proastă. A fost o zi proastă. S-a întâmplat. N-ai, ce să-i faci? Nu pot să las acum o zi proastă să mă împiedice să fac nebunia mea. Gen, știi? Mergem mai departe, pot să mai fie zile proaste și altă dată, și altele, și altele, câte n-or să fie. Gen, știi? Îți dai seama. Dar trece peste, ne facem treaba și încercăm să învățăm din greșelul măcar. Te ascult și e o mare bucurie faptul că aud pe cineva admițind că există și imperfecțiuni. Toți căutăm perfecțiunea, dar cred că perfecțiunea de a admite că există și imperfecțiuni este virtutea supremă. E virtutea supremă pentru că, iată, în mod firesc, dacă ai o așa zisă zi proastă, că probabil, exact cum ai spus, a urmat, avem fiecare dintre noi, nu există om fără o zi proastă. Dacă ai o zi proastă, una dintre acele zile proaste îți poate schimba destinul. Da. Dar tu ai crezut în tine și ai crezut în el, ai crezut în destinul tău și crezi în continuare în el. Asta întotdeauna. Deci asta pentru mine, ți-am zis, mereu a fost o nebunie. Deci, drept în față, numai magie și carieră și... Zis, nu, dacă ar dispărea magia din existența ta, ce crezi că ai fi? Ar rămâne Antonio actor. Deja încep să fac așa un mic portofoliu acolo considerabil și cu colaborarea cu SD, cu Netflix, cu alea, așa, se adună acolo, pot să fac un mic portofoliu prezentabil și să zic, vă rog, uitați aparițiile mele. Te-au curtat vreodată încă de la 10 ani când începeai să crești, te-au curtat vreodată antrenorii de basket, de fotbal, de handbal? Handbal și fotbal mai rar. Dar de basket, oh no, deci eram ținta numărul 1 pentru ei. Deci aveam momente în care stăteam la semafor și venea la mine unul, deci asta e fix exact povestea reală cum am pățit-o. Stăteam la semafor, eram plecat cu gândul departe, nici nu mai știu la ce mai mă gândeam. Gen, îți dai seama, stăteam și eram... Și odată vine la mine cineva și face... Cum te cheamă? Și zic, Antonio. Și face, ce înălțime ai? Și știu că aveam vreo 14 ani, ceva de genul ăsta, 13-14 ani și aveam cam 1,90, undeva pe acolo, 1,90. Și după ce le ziceam asta, începeau cu, mamă, vină la mine la club, la basket, că să vezi ce o să fac din tine, că ce o să fie, că o să realizăm atâtea, că o să ajungi nu știu ce echipe, că bla, 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 că bla, 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 bla. Și pățeam asta să, mamă, n-ai idee cât de se întâmpla. Deja ajunsesem într-un punct în care mă dispera chestia asta. Și până la urmă am zis, hai să merg la un club de basket să vedem dacă aș putea să managerez toată treaba. Deși, de fapt, adevărul era că n-aveam nicio șansă pe un domeniu sportiv, din simplul fapt că eu aveam foarte multe probleme cu inima, medicale, chestii și nu puteam să duc genul ăla de efort fizic. Deci era pointless anyway să mă duc la club, dar tot m-am dus, numai așa ca să-mi fac o dambla. Și m-am dus, am jucat vreo 2 ani de zile, unde timp de 2 ani de zile mai mult a fost antrenament și după 2 ani de zile am avut primul meu meci oficial de basket în echipa oficială a clubului. Și aici e partea foarte interesantă, deoarece la primul meu meci oficial, când m-a băgat antrenorul în teren, după vreo 20 de minute ceva de genul, la un dat i-am făcut semnul antrenorului să mă scoată, m-a scos. Și în loc să mă duc pe banca de rezerve, m-am dus direct în vestiar, m-am schimbat și am plecat direct acasă, pentru că nu mi-a plăcut absolut deloc și am realizat că n-aș putea să fac chestia asta niciodată pentru tot restul vieții mele. Ai avut o carieră de 20 de minute. Exact. 20 de minute și aia a fost. Pentru mine mi-a fost destul. Da, știi care e chestia? Că
Mă rog, unor oameni poate să le placă chestia asta, gen faptul că, gen, nu știu, când s-a început meciul și în momentul în care aveam mingea și Nicola am dat primise minge, mamă, și-au venit toți pe mine și încercam să trag, să-i dau la o parte, stai, mă, gen, te-am primit, du-te de aici, în pana mea, și zic, bine, gata, la, ia plecați de aici, duceți-vă la ăla, gen, știi, i-am dat lui mingea, gata, lăsați-mă în pace. Și după asta și mă gândeam să fac asta restul vieții mele, să stau să alerg cu mingea, să mă lovesc printre toți ăștia. Asta, mama, mai era și transpirat al naibii, și-a lăsat toată transpirația pe mine, firaș să fie, like, da. Și am zis, na, nu pot să fac asta restul vieții mele. Și am zis, da, unor oameni, unora poate le place chestia asta. Mie personal nu mi-a plăcut, aia a fost tot. Am preferat să fac chestia asta cu magia. Imaginați că și la basket, la cele mai multe zile de antrenament când mergeam, după antrenament, când eram în vestiar cu toată gașa, cu băieții, noi în loc să intrăm în vestiar și să ieșim 20 de minute mai târziu, ieșeam o oră jumate mai târziu, pentru că începeam pe acolo cu cărțile și făceam și, ei, aduce o carte, nu știu ce, și fii atent, și acum cartea este în buzunarul ăsta sau nu știu ce, știi? Și era foarte caterincă, adică chiar și la basket tot pe magie era. Dar mama n-a încercat să te canalizeze către basket? Îmi imaginez că primise tot soiul de, nu oferte, e mult spus oferte, de promisiuni. A, nu. Va juca în America, va juca la cele mai mari echipe de basket, va fi noul Ghiță Mureșeara. A primit multe din astea, dar mereu a refuzat și, adică ei nici măcar nu i-a plăcut ideea că vreau eu să mă duc la un club de basket din inițiativa mea. Fix din cauza problemelor medicale. Și am avut foarte multe discuții și certuri cu ea pe tema asta, că mereu îmi zicea că nu, că cu inima, cu astea, că nu știu, că tu nu ai voie, atât ai for, că așa, și zic, hai să mă descurc eu. Și drept urmare, încă stă viață, deci e bine. Am făcut bine. M-am descurcat. Nu. Adică, nu, ea n-a fost niciodată pro-basket sau astea, nici cu magia nu prea pot să zic că era foarte încântată, că iarăși aveam multe discuții pe chestia asta. Ea crezând mereu și mereu îmi zicea replica asta, că gen, ai mă, Antonio, e doar un capriciu, o să-ți treacă chestia asta cu magia, e dar ceva de moment, tu focusează-te pe ce studiezi la arhitectură și chestii și bla 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 bla. Și zic, da, asta cum vezi tu. Cum te-ar fi construit, mama? Pentru ce? Pentru pe arhitectură? Da. Vreau să merg în continuare pe treaba asta și să devin arhitect, dar mie nu prea îmi place. Adică m-am dus la arhitectură deoarece desenam bine. Și mă pricepeam foarte bine la desen. Nu a fost ceva de genul, mamă, ce mi-ar plăcea mie să construiesc clădiri și să design building și chestii de genul ăsta. Dar desenam foarte bine și mă pricepeam și am zis, bă, ce aș putea să... Hai, mergem la arhitectură, aia e. Vorbeai despre problemele medicale cauzate de această creștere accelerată. Au apărut încă din... La 12 ani, cam așa. Cam stau prin spitale. 11-12 ani. Ai fost la un moment dat și spuneai tu, găseam o declarație, un soi de vedetă în presă. În Spania. În Spania. Da. Și m-a șocat foarte tare chestia asta, pentru că, deci, chestia este că situația mea medicală, ce o aveam la vremea respectivă, era foarte complexă. Și am fost prin cam toate spitalele de specialitate din România. Și cam peste tot am fost refuzat. Din diverse motive. Fie că nu aveau aparatura necesară ca să facă o astfel de operație atât de complicată, fie nu aveau stafful necesar ca să ducă o astfel de operație. Și a fost o bună perioadă de timp nu știam ce o să mă fac. Nu știam ce o să se întâmple, nu știam în ce direcție o să meargă lucrurile. Până când s-au găsit două opțiuni de doctori care erau dispuși să facă această operație pe mine. Unul era în Israel și unul era în Spania, unde locuiesc de altfel și părinții mei. Și atunci a trebuit să fac o decizie, unde o să mergem să mă operez. Unde, știi, și, na, e chestie de arunci cu zarul și, aia, vedem ce pică, știi, pardon, arunci cu moneda. Și am dus în Spania. Mi-am gândit că este mai ok, e mai aproape, locuiesc și părinții mei acolo, deci ar fi mai ușor pentru anumite chestii. Foarte scumpă operația, by the way. Și după operație, care a fost super complicată, deoarece, din nou, îți dai seama, m-a refuzat mare parte, cam toate spitalele din România și, într-un final, s-a găsit ceva în Spania să o facă și toată Spania a luat ora asta în momentul ăla, pentru că, gen, deci vreo două săptămâni, maica mea a fost complet asaltată de report. Era o premieră medicală acolo? Ceva de genul ăsta. Deci eu fusesem cam al șaselea caz care avea această problemă, gen care a operat în toată cariera lui acest doctor.
numai că era mult mai complex toată treaba asta și din cauza complexității ne-am trezit că au apărut articole prin presă și cu operația făcută pe Satorul Antonio și nu știu ce, la spitalul Cutare, de doctorul Cutare, bla bla bla, a fost un succes și tot așa. Și timp de 2 săptămâni mai că mi-a fost complet asaltată de reporteri, la telefon, la muncă, la ușă, la... Deci au venit peste tot, deci nu mai scăpa de ei. Era stres maxim pentru ea chestia asta și le zicea cu nu la toți gen. Eu nici nu știam chestia asta. Eu în perioada aia eram la reanimare, îți dai seama, eram băgat cu tuburi, cu chestii, cu de-astea. Așa a venit maică mea și mi-a zis că cine că o sâcăie reporter în continuu și zic, băi, ești nebune, bune? Și zic, chiar așa de nebună a fost treaba. Dar n-ai conștientizat niciodată dificultatea operației? Ca să fiu sincer, nu pot să zic că am conștientizat în întregime prin ce urma să trec. Unul la mână, deoarece multe dintre chestiile de după operație nu mi s-au adus la cunoștință, ceea ce cred că era mai spre binele meu, pentru că a fost atât de grea recuperarea și atât de dură, întrucât cred că dacă mi se dezvoluiau toate aceste elemente înainte de operație, aș fi zis, bă, știi ceva, sunt bine, mulțumesc, la revedere, nu trebuie, e ok, pot să treci și fără. Dar asta zic, că a fost foarte complicată, dar nu pot să zic că am conștientizat exact cât de grav o să fie. De-abia după ce s-a întâmplat, m-a lovit totul și a fost mult, multe lucruri care nu mă așteptam să fie chiar atât de grave. Adică nici măcar nu mai simțeam mușchi din gât când eram întins în pat. Dacă vreau să-mi ridic puțin capul, trebuia să duc așa mâna ca să ridic capul și durerea și tot. Te-ai născut a doua oară atunci. E fix născut a doua oară. Păi de asta mi-am și tatuat asta pe degete. E data când m-am trezit după operație și pe care o consider fix ca a doua zi de naștere. E certificatul tău de naștere. Exact. Al doilea certificat de naștere. Exact, exact. Amintiri. Of. A fost foarte, foarte, foarte grea operația. Bine, nu pentru mine. Eu am dormit în tot timpul ăla. A durat 12 ore. 12 ore, două echipe diferite de chirurgie, una care s-a ocupat pe partea de inimă și una care mi-a înlocuit câteva coaste cu tije de titan. Și după 12 ore nebune, uită-mă în viață, gen, lucrul la care bai dau eu, nu mă așteptam. Deci, ca asta zic, că nu am conștientizat niciodată exact cât de grav o să fie, mai mult din cauza faptului că eu nu mă așteptam să mă trezesc după. Îți dai seama, după ce mergi prin 11.000 de spitale prin toată România și ești refuzat de 11.000 de ori, cumva... Nu mai aveai speranță. Nu neapărat că aveam speranță, doar că în momentul în care a apărut treaba asta cu doctorul din Spania, eu, în mintea mea era ceva de genul, ok, s-a trezit unul care are chef să experimenteze pe mine sau să testeze vreo nouă metodă, ceva. Am înțeles, ok, deci zero șanse să mă trezesc de pe masă de operație, știi? Dar după ce m-am trezit, chiar am fost foarte surprins, gen, știi? Și după parcă mă... Știu că o să sună așa puțin clișeic pentru unii oameni, dar, nu știu, parcă m-am trezit așa cu o altă determinare după, în privința multor lucruri. Adică m-am trezit și aveam o sete din aia în ochi de... Mamă, ce o să fac acum? Ce o să fac acum? Ai avut sentimentul vreodată că te-a luat Dumnezeu în brațe atunci? Nu. Pot să zic, nu, na, eu nefiind mai religios și asta așa, e mai complicat la mine pe partea asta, dar nu prea, nu m-am simțit nimic decât durere. Deci după ce m-am trezit operația a fost doar chin și durere din toate punctele de vedere și nici măcar când dormeam nu eram ok, pentru că de la morfină, gen, aveam coșmaruri în fiecare seară și era groaznic. Deci nici când eram treaz nu era ok, nici când dormeam nu era ok. Închipui suferința ta, dar închipui și suferința părinților deopotrivă. Cum să spui unui copil de 12 ani că trebuie să îndure acele momente? Cam fix atunci am primit vestea. Gen, aveam 12 ani și atunci am avut prima discuție serioasă cu un doctor cardiolog care mi-a zis în față că, bă, trebuie să te operăm, să facem asta la inimă, să nu știu ce, să nu știu ce. Și mi-aduc aminte că eram acolo pe scaun și am început să plâng că... Da, nu stai seama că te afectează o veste de genul ăsta. Și copil fiind, cu atât mai mult te impactează când te gândești ce o să se întâmple, cum o să fie, cum o să străiești viața după. Și asta era chiar una dintre cele mai mari frici ale mele, pentru că mă gândeam cât de mult o să-mi afectează asta viața după.
Știi, o să trebuiască să fiu diferit, o să nu o să pot să fac anumite lucruri, o să... Nu știu, eram foarte în mintea mea și mă gândeam ce se va întâmpla. Dar noroc că nu s-a schimbat chiar atât de mult viața, atât că trebuie să iau niște pastile în fiecare zi, atâta tot. Gen, pentru tot restul vieții. Iată, au fost momente nodale din viața ta, această operație, a fost momentul când te întâlnești cu magia și care îți schimbă viața, a fost momentul ai umor când arăți cât de puternic ești tu, îți arăți ție și mergi mai departe. Și sunt momente și cu siguranță vor urma și alte momente. Visezi vreodată la un moment când să-l întâlnești pe Ghiță Mureșan? 2,31 metri are. Știu. E mai înalt decât... Noi ăștia înalții știm, fiecare între noi ce înălțime avem. Vă urmăriți. Exact. Adică mi-ar plăcea să-l întâlnesc pe Ghiță, datorită faptului că și el este român și e cunoscut și el pe treaba asta, că este foarte înalt și mi-ar face plăcere să... Nu e mare diferența între noi, sunt doar 12 cm, dar măcar, păi așa, 12 cm, știi, cât înclin puțin capul ăsta, să mă uit și măcar o dată în viața mea, știi, să mă uit în sus. Dar mai mult mi-aș dori să merg în Turcia să-l întâlnesc pe Sultan, cel, pe mai, Sultan, înalt cel mai înalt din lume. Acolo ar fi o comparație interesantă. A fost un reportaj la un moment dat, cred că în urmă cu 4 ani, 5 ani, nu mai știu exact, în presa turcă, de la nunta lui. Niște imagini fabuloase. Cum trăia dragostea la înălțime. Exact. Am văzut și eu reportajul respectiv atunci cu Sultan. Mi se părăse foarte tare și am zis, păi, nu se sară un probări, felicitări. Dar a mai fost un român celebru la un moment dat, Gogea Mitu, da, în perioada interbelică. Uh-huh. Și din pricina unei afecțiuni apărute, a murit la 22 de ani el atunci, dar o tuberculoză. Și... a rămas în continuare cel mai înalt sportiv din istorie, cel mai înalt boxer. Avea 2,36 metri, dar conform unora 2,42 sau 2,44. Mamă, păi el era foarte aproape de înălțimea lui Sultan, cel mai înalt din lume. Din lume, da. Există niște reviste care rețin și imagini, niște reviste, Realitatea Ilustrată, la momentul respectiv Gogea Mitu făcuse și turul Europei pentru că era o curiozitate și sunt niște imagini spectaculoase. Se pozau cu el pe o scară, se ridicau pe o scară ca să fie la nivelul lui. 2,42 metri. Se urcă pe tot fel de chestii și la mine la fel, tot așa. Dar tare, foarte tare chestia asta. Gen, și știu de Gogea Mitu, foarte mulți oameni mereu mai lasă prin comentarii pe la clipuri de ale mele, gen, Toriu, să știi că nu ești cel mai înalt din România, Gogea Mitu. Și după le scriu eu înapoi, scuze, am uitat să subliniez cel mai înalt în viață. Mă scuzați că n-am menționat chestia asta, îmi pare rău. Gen, o să schimb titlul data viitoare, să pun cel mai înalt din România în viață, ca să se știe. Ascultam un interviu cu Ghiță Mureșan și Ghiță Mureșan cu un umor ardelenesc încărcat așa de voioșie povestea. Am probleme când chem taxiul. Nu mă descurc sub nicio formă. Am probleme când urc în avion. Eviți zborurile cu avionul? Încerc să le evit pe cât mai mult posibil. Sau dacă e nevoie să zbor cu avionul, îmi iau bilet în primul rând, ca să am mai mult spațiu la picioare. Gen. Mașină conduci? Nu, nici n-am permis să fiu sincer, dar am condus... În poligon. Cred că tocmai am... În poligon. Cred că tocmai am... S-a prescris. Am admis o infracție. S-a prescris. Tehnic, da, au trecut mai bine de 10 ani. Iar... Mă blocase puțin ca asta, următorii, vezi ce zice aici, că după te trezești cu poliția. Deci am mai condus și pot să zic că m-am descurcat. Spre exemplu, ultima mașină, ultima dată când am condus, era mașina unui prieten și era un Mercedes E-Class, gen, destul de încăpătoare mașina. Și nu vrea să cred că încăpeam foarte, foarte lejer în mașina aia, adică genunchii de după volan, de când, în mod normal, e volanul între genunchi din cauza, cam picioarele foarte mari,
Și chiar puteam să conduc foarte comod. Chiar mă și gândeam, zic, bă, uite, știu o treabă, dacă mi-am mașină, mi-au neclas și uite, pot să stau lejer și conduc ca lumea, gen, știi? Dar, na, am preferat să nu mă complic niciodată și nu mi-am mai luat... De fapt, nu când am preferat să nu mă complic, doar că atunci când am vrut să-mi iau permisul, m-am dus la câteva școli de condus de la mine din zonă și m-au refuzat din cauza că nu aveau mașini pe mărimea mea pe care să pot să fac școala. Adică nu aș fi încăput confortabil ca să pot să fac lecțiile ca lumea. Și mi-am zis, bă, nu, trebuie să găsești o școală care să fie cu o mașină ca lumea, ca să poți să înveți ca lumea. Că așa aici la noi nu o să înveți cum trebuie și când o să dai testul, nu o să fie ok. Gen. Ce impedimente ai? Ce ți-ai fi dorit să faci și nu poți realiza lucrurile respective din cauza înălțimii? Nu cred că e ceva la care pot să zic că m-am împiedicat treaba cu înălțimea. Nu, eu mereu am fost foarte compulsiv pe multe chestii. Bă, vreau să fac asta. Păi da, Tone, dar nu se poate. Vreau să fac asta. Hai să nu contează. Păi da, Tone, știi că... Facem asta! Ce, stăm să discutăm atâta? Păi nu, că nu știu ce, că vreau, dar e cu inima, pare... Facem asta, am zis. Vocea mamei. Exact. Aia e, că... Știi că, uite, asta e chestia. Și asta, nu știu, e o perspectivă pe care câteodată mă contrazic cu foarte mulți oameni. În urma operației, îți dai seama că mi s-au impus anumite restricții în materie de efort, în materie de dietă, în materie de lucruri de genul acesta, știi? Nu, să nu mănânci nu știu ce, sau să nu mănânci în felul ăla, sau când vine vorba să nu ridici așa, sau să faci așa, sau să nu știu cum. Acum, nu vreau să creadă oamenii că sunt nerecunoscători față de echipa medicală care a investit atâta timp și energie și asta ca să mă țină în viață, doar că dacă mi se impun anumite atâtea și atâtea restricții, care mai e rostul vieții după? Adică vreau să gust mâncăruri ca lumea și să le mănânc și să le consum și să mă bucur de savoarea lor. Vreau să fac anumite activități și să le trăiesc acele experiențe și să mă bucur de viață și tot ce trebuie. Adică cu atât mai mult în urma unei astfel de experiențe mi se pare că ar trebui să-mi trăiesc viața și mai mult și să o apreciez mai mult decât să trăiesc într-o bulă de plastic și să mă izolez de foarte multe chestii doar ca să trăiesc mai mult. Așezat în fața morții, atunci realizez că de fapt viața înseamnă mult mai mult și că poate fi trăită intens și că trebuie trăită. Exact, aia e. Și asta nu inconștient, a nu ne înțelege da, greșit, exact, dar intens. Vă gândiți că acum sar din avion fără parașută. Intens, să te bucuri până la urmă, să te bucuri și până și de ploaie, să te bucuri de plimbări, să te bucuri exact, de soare, toate de tot. Și asta zic, că sunt foarte multe chestii pe care în urma operației mi le-au pus așa, știi, ca restricții să nu le fac, dar... O să le fac, dar voi, pentru că, din nou, am o a doua șansă la viață și vreau să mă bucur cum trebuie de ea. Ok, înțeleg că contrabalansul la toată treaba asta este că probabil îmi reduc viața cu câțiva ani acolo, gen. Dar măcar la final, când o să fiu, o să zic, bă, am trăit cum am vrut, m-am simțit bine, am trăit tot felul de experiențe, a fost o călătorie minunată și mă bucur de tot ce a fost. Și asta este cel mai important, decât să stau după și să zic, bă, am trăit într-o bulă, n-am făcut mai nimic pentru că mi-era frică că nu știu ce sau că o să se întâmple nu știu cum, că mi-au zis doctorii și aia a fost toată viața mea. Știi? Și am trăit câțiva ani în plus, tot așa, nefăcând mai nimic pentru că așa mi s-a zis. Într-o colivie. Exact. Într-o colivie de idei. Exact. Și asta zic, că nu vreau să par nerecunoscător față de oameni. Pare că nu ți-e frică de moarte. Stai să mi-e frică de moarte. Tuturor le-e frică de moarte, de altfel gen. Dar... Da, când o să vină, o să vină. N-am ce să-i fac. Până la urmă este inevitabilă pentru toată lumea. Tot ce pot să fac până când vine este să mă asigur că trăiesc cum vreau să trăiesc și să mă bucur de fiecare moment. Ai lucrat în ultima perioadă, ai colaborat cu mulți, chiar aș spune foarte mulți dintre cei cunoscuți din România. Ai legat prietenii? Există prietenie în zona aceasta? Am legat multe prietenii, multe, am cunoscut foarte mulți oameni ca lumea. Problema este că la unii dintre ei, gen, câteodată mai comunica așa mai greu, și, adică comunica mai rar, vreau să zic, și câteodată am dat seama, bă, suntem doar cunoștințe sau suntem și prieteni, gen, știi? Dar nu, am o grămadă de prieteni în industrie și o grămadă de oameni care mă cunosc și cu care vorbesc și cu care mă urmează să mai am și acum colaborări. Mă gândeam acum să menționez o colaborare de viitor.
O să zic doar câteva cuvinte pentru că n-am voie să zic foarte multe chestii. Nu din superstiție, ci pentru că prevede contractul. Exact. Nu din superstiție, doar că sunt semnate chestii. Deci pot să zic așa. Eu și Marius Moga și alte câteva nume foarte cunoscute, un film care va fi în cinematografe 2026. Atât. Asta e tot ce pot să zic. Mai avem un an jumătate de așteptat. Da. Aproape doi. Dar asta deoarece o să fie un film foarte complicat din punct de vedere efecte speciale. Și iarăși, mă opresc aici, nu mai zic mai mult pentru că după o să primesc mesaje de la... Iată, magie, oameni. magie, totul e o magie în jurul tău. Și a fost o magie. Iată, povestești cum viața ta, acolo trăită la înălțime și trăită cu capul în nori, probabil că mulți dintre profesorii îți reproșau că ești cu capul în nori, deși de cele mai multe ori îmi închipui că aveau nevoie de tine, te rog frumos, tot niște jetul tabla că ajungi până sus. N-ai idee cât de des făceau chestia asta! Și nu-mi plăcea niciodată. Era buretele ăla. Era în permanență scos la tablă. Mamă, și profesorii aia care făceau manevra aia nașpa de... Ia, vino și șterge că tu ajungi. Dacă tot ești aici, ia zile, nu știu ce. Zic, ai, de că mai rup spinar să fie. Știți ceva? Pune străi direct și gata. Dacă nici nu știu ce m-ați mai chemat, puteați trece străi direct. Da, în bancă te țineau în prima bancă sau în ultima bancă? Exact, stăteam în ultima bancă. Să poată observa, să vadă cineva ce se scrie pe tablă. Mi-aduc aminte că am făcut într-o zi o dumă de genul ăsta, de am venit mai devreme puțin și m-am așezat în prima bancă, chiar fix pe mijloc. Și doar așa de Caterin Căciul, adică chiar i-am zis și colegului care stătea acolo, că zice, bă, fii atent, lasă-mă puțin aici la început, așa să văd dacă, zice, dacă îmi zice ceva și după oricum te las pe tine să stai în pauză. Și când intră profesorul în clasă, vine, se așează, lasă catalogul și mă observă și face, Sătăru, ce faci aici? Învăț? Sătăru, treci în spate, ce naiba faci? Nu mai vede nimeni de tine, ai nebunit, ce naiba e asta? Hai, deci domn profesor și... Sătăru, come on! Bine, la Caterin, că îți dai sfânge. Dar uite, o chestie pe care nu știu, pe care unii oameni nu știu, este faptul că eu în liceu, la un moment dat, prin clasa 9 sau a 10-a, nu, una dintre ele, 9 sau a 10-a, aveam o bancă făcută special pentru mine, de dirigintă. Pentru că, îți dai seama... Dar ce presupunea faptul că e special? Ce anume? Era mai mare și mai înaltă și ca să... Că eu când stăteam la bancă, uite, chiar și acum când stau așa la birou, stau foarte cocoșat peste birou. Și era... Scuze, e cu noroc. Stric aici, necăzita. Și când stau așa, când stăteam așa la bancă și scrieam și asta, stăteam foarte cocoșat, cum se și vede acum din postura mea. Și la un moment dat diriginta a vorbit cu cei de la... Aveam un departament de stat tehnic lângă școală. Și au făcut o bancă care era mai înaltă ca să nu mai stau așa și să stau adaptată nevoilor la bancă. Exact, adaptată nevoilor mele. Bine, acum, na, ca să nu cred că a apreciat gestul maxim, gen, a fost foarte recunoscătoare pentru chestia asta. Problema era că ei au făcut și un scaun înalt și stăteam tot așa după. Asta, pe asta n-am înțeles să nu-și pună ziua de astăzi. Gen, știi? Adică banca că era înaltă, am înțeles. Dar de ce ați făcut, bă, și scaunul înalt? Că e același lucru acum. Doar stau mai sus, gen, știi, ca și cum sunt deasupra întregii clase, like, eu sunt împăratul vostru. Mobila din casă e adaptată și ea? Anumite chestii sunt adaptate, spre exemplu, șifonier sau ceva de genul ăsta, le-am mai înalte și mai mari făcute, ca să poți să agăți anumite costume sau chestii de genul acesta și să nu stea floșcăite jos acolo, gen, să stea drept frumos. Dar în rest... și mai am în baie cabina de duș. N-am acoperișul ăia, pentru că mi-e se capul în afara cabinei. Gen, ea inițial, pe când am cumpărat-o, venea cu acoperiș cabina de duș. Dar când am montat-o, am zis, bă, nu puneți capacul ăla, că nu o să-mi cap capac. Gen, lăsați-o descoperită deasupra să pot să scot capul. Așa și cred că aia... Nu, aia e tot. Astea sunt singurele chestii care sunt modificate pentru înălțimea mea. Gen... Te ascultam acum și cert este că n-ai reușit la școală să stai în prima bancă, dar
cred că ai stat în permanență până acum în prima bancă a vieții tale. Ai stat în prima bancă. Pentru că totul e o bucurie la tine. Te ascult și ai trecut cu lejeritate, dând deoparte momentele când spuneai mă durea, simțeam durerea parte din mine, dar ai trecut peste toate aceste momente și iată că se deschide așa cerul, parcă la un moment dat ești mai aproape de deseninul cerului. Încerc să fac și eu tot ce pot. Acum, stai să nu pot să las să mă țin în spate toate chestiile astea, gen, știi, că e neplăcut și am avut multe momente, îți dai seama, din cauza la, ca să nu creadă oamenii că, știi, tot timpul nu mai e vesel și astea așa. Am avut și momente în care am fost deprimat din cauza anumitor chestii și în care am avut anumite probleme de genul ăsta și am stat și pe pastile antidepresive și lucruri de... Dar ideea este că mereu am fost cât de cât optimist că o să fie bine eventual. Că este doar o chestie de moment, încercam mereu să văd totul ca pe un film. Și mereu mă gândeam că, bă, asta e partea aia din film în care eroul trece prin greutăți. Ca după să aibă his hero moment, știi, în care triumfă și e totul ok. Și eroul propriei vieți. Exact, exact. Și mereu făceam exact analogia asta, știi, de asta e doar partea mea din film în care e așa, știi. O să fie mai bine, o să fie mai bine. Trebuie doar să am răbdare. Ce parte ai luat din film? Și ai decupa-o de acolo și n-ar mai face parte din filmul vieții tale. Partea cu greutățile. Să fie direct. Eroul în care îl cunoaștem, este cu Tărescu și dați-i $1,000,000. Deci așa, mă, dați-i $1,000,000 acolo. Bravo lui, nu contează. Nu trebuie să facă nimic, nu trebuie să-i răpească soția sau mai știu ce fac în alte filme. Dar dați-i și câteva mașini de lux acolo. Să fie toată familia fericită. Să fie toată familia fericită, Antonio, îți mulțumesc. M-a bucurat această discuție. Și pentru mine a fost o plăcere maximă. E o lecție pe care o primez de la tine și o primim cu toții de la tine. Că trebuie să mergem mai departe. Și întotdeauna să fim cât mai înalți. Nu neapărat înalți, dar la înălțime. La înălțime. Exact. Îți mulțumesc foarte mult. Plăcerea e de partea mea întru totul. Și... oricând vei avea nevoie să mediatizezi lucrurile tale, să știi că aici mă găsești. Vezi, la masa aceasta. La masa aceasta. Îți mulțumesc încă o dată. Nu, deci din nou, plăcerea întru totul de partea mea. A fost foarte frumos și mi-a plăcut maxim. Dragilor, vă mulțumesc și vouă și, da, purtați-vă la înălțime. Să fiți în permanență la înălțime și chiar să vă permiteți să fiți și cu capul în nori de multe ori. Toate cele bune până la ediția următoare.